Suntem în seara de Crăciun, domnilor deputați, vă fie rușine! Liderul fracțiunii PD, Marian Lupu, spune că a fost înjurat de comunistul Grigore Petrenko și a fost nevoit să riposteze. Au fost atacuri la colegii noștri, la colegile noastre, doamnele deputate. Am dat ripostă. Cred că această ripostă nu le-a plăcut celor de la PCRM și am fost presurat cu un șir întreg de cuvinte indecente. Eu aproape l-am îmbrățișat frățește, părintește, foarte gingaș de altfel. Cu părere de rău, îmi pare că este un laș, fiindcă dacă nu știi să fii bărbat, nu ești bărbat. Colegii de partid al comunistului Petrenko au ironizat pe marginea incidentului din Parlament. Petrenko, naver, a spus Lupu că un democrat. A tot, naver, a obidился. Da, și dumneavoastră l-ați lovit pe domnul Lupu, acolo l-ați spus pe Не припомню этого, да? И это нехорошо, когда вот лидер партии, значит, такой, как демократическая партия, представитель власти нападает на представителей оппозиции. Когда они нападают на нас постоянно, а вы искажаете, вот в частности вы. Успехов. Nu este pentru prima dată când deputații se iau la harță în legislativ. Cele mai multe incidente de acest fel au avut loc în sesiunea anterioară a legislativului.